și ești de TVA, ar fi foarte ușor și bine să fii la cota zero. Cum poate fi comparat o pensiune care de abia vrea să fie pensiune cu un lanț hotelier care există în Moldova sau... Este imposibil. Acolo trebuie să o iei la zero și chiar a te învăța cum să lucrezi, a face niște investiții, a construi ceva, pentru că la noi nu au fost casteluri, nu au fost nimic. Deci noi toți am luat-o pensate de la zero. Orice pensiune care o vedeți, luat-o la zero.